Vremea rea pentru care meteorologii au emis avertizări a produs pagube în Craiova în noaptea de miercuri spre joi, 27-28 aprilie 2022. Zeci de mașini au fost avariate după ce bucăți din acoperișurile unor blocuri au fost prăbușite de vântul puternic. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Dolj, Tania Vâlcean. În municipiul Craiova, cartier Craiovița Nou, bulevardul Dacia și bulevardul Olteniei, pompierii militare au intervenit pentru degajarea unor părți de acoperiș la 3 blocuri de locuințe. După ce au fost îndepărtate bucățile de acoperiș, au fost avariate aproximativ 21 de autoturisme. Nu au fost înregistrate victime. Tot la nivelul municipiului Craiova, pe strada Pârâului și strada Burebista, s-a intervenit pentru degajarea unor părți din copaci căzuți pe carosabil fără a produce pagube materiale. Echipajele de la REA DPFL au intervenit pentru degajarea a 5 copaci căzuți pe carosabil și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Valea Stanciului a intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil în comuna Valea Stanciului. Radio Oltenia. Radio Oltenia. Informează-te corect.